Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Gest șocant al unui băiat de 15 ani. Incendiu la Comănești. Consiliul Județean Bacău, bilanțul proiectelor anului 2023. La data de 19 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de faptul că în locul de cazare al unei unități de învățământ din municipiul Bacău a fost găsit decedat un adolescent de 15 ani. Atenție! Urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat într-o încăpere un băiat de 15 ani din comuna Stănișești, care nu prezenta semne vitale. Echipajul ambulanței a constatat decesul, trupul neînsuflețit fiind transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Proiectul de digitalizare și modernizare a Bibliotecii Oneștene a fost finalizat, iar în prezent, angajații bibliotecii lucrează de zor în instalarea și montarea echipamentelor de ultimă generație achiziționate prin proiect. Mai multe detalii aflăm chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionu Stenie. Echipamentele au început deja să vină, lucrările s-au finalizat la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Când preconizați că vă veți muta sau deja sunteți, dar când o să pășim și noi în casă nouă? Suntem în plin proces de relocare, de instalarea tuturor aparaturii care ne-a sosit în cadrul acestui proiect pe fonduri europene. Suntem foarte încântați și ne grăbim ca să deschidem cât mai repede biblioteca și să oferim servicii de calitate, moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generație tuturor membrilor comunității. Așa cum a și văzut din postările noastre și din informările pe care le-am făcut, în aceste zile au loc teste cu dotările tehnologice pe care noi le-am achiziționat în cadrul acestui proiect, de la holograme în mărime naturală, la calculatoare de ultimă generație, videoproiectoare, ecrane de prezentare a evenimentelor și așa mai departe. De asemenea, o parte din colegi reașează cărțile în rafturile noi. Sper să impresionăm utilizatorii care ne vor trece pragul în curând. Sperăm în cel mult o lună de zile să inaugurăm noul sediu proaspăt renovat și modernizat, să-l inaugurăm și să-i putem invita pe toți iubitorii de carte, de cultură, atât la sălile noastre de împrumut sau lectură cărți, cât și la activitățile culturale pe care suntem dornici să le organizăm în spațiile proaspete și dotate cu toate aparaturile pentru 2024, spunem noi. Vom fi probabil printre puținile biblioteci din țară care vor dispune de o asemenea tehnologie și, fără modestie, cred că Biblioteca Radu Rosetti va deveni cea mai digitalizată bibliotecă din Moldova, dacă nu din țară. Așadar, lucrăm cu drag și spor și încercăm să oferim oneștenilor și nu numai servicii de calitate în curând. De Ziua Culturii Naționale, o parte din elevii școlii Emil Racoviță din Onești împreună cu profesor Ștefan Iepure au desfășurat o activitate chiar la monumentul lui Mihai Eminescu, situat în imediata vecinătate a Bibliotecii Oneștene. Deși cu o atmosferă cam rece la propriu și la figurat, mă refer și la temperatură, dar mă refer și la situația națională și internațională chiar. Ziua Culturii, cu dedicație specială pentru Mihai Eminescu, care s-a născut la 15 ianuarie, a fost o sărbătoare
și o binecuvântare pentru oneșteni, pentru elevii de la școala Emil Racoviță, care au venit la statuia lui Mihai Eminescu de lângă Biblioteca Municipală Radu Roseti și care au recitat și au prezentat anumite poezii din creația marelui scriitor. Alături de ei sau împreună cu ei au fost profesorul Ștefan Iepure, doamna bibliotecară a școlii și doamna profesoară, asta nu știu dacă să mai spun, de desen, din care, din timpul care a trebuit să mergem acolo. Lucrul a fost plăcut, ne-am mai întâlnit și cu un grup de pensionari acolo și ne-am bucurat pentru această zi. În continuare am fost la Cinema Capitol pentru activitatea mai mare cu domnul Nicolae Georgescu, profesor universitar de la București. Mai este Eminescu popular, dacă pot să zic așa, folosesc un termen mai modern, în rândul tinerilor? Sau mai este înțeles Eminescu? Sunteți dascăl, profesor de limbă română și atunci persoana vizată să dea un răspuns. Chestiunea cu Eminescu popular e puțin cam largă, ca să spunem așa. Nu de popularitate este vorba, ci de cultura română, pentru că Eminescu, deși s-a inspirat din folclor și nu numai din folclor, și la o anumită vreme foarte multă lume știa poeziile lui, ba chiar versurile au fost puse pe muzică și pe mine mă întristează că astăzi elevii nu numai că nu știu foarte multe versuri din Eminescu, dar nu știu nici melodiile care i-ar duce mai ușor la înțelegere și la pătrunderea eminesciană. Este, să zicem, mai este citit atunci Eminescu? Eu cred că este citit. Depinde de profesor. Depinde foarte mult de profesor. Dacă profesorul este într-adevăr bine cunoscător, bine intenționat și știe ce vrea, poate să-i canalizeze pe elevi să citească, să se armonizeze cu el și cu versurile lui Eminescu, care sunt nemuritoare și care, așa cum știm de la Călinescu, Eminescu rămâne poetul nepereche, poetul nostru național. Noi daruri oferite de către cei de la Protopopiatul Onești, Spitalului Municipal Sfântul Ierar Dr. Luca din Onești. De altfel, de câțiva ani încoace, Protopopiatul Onești, în frunte cu preasfințitul episcop Ioan Băcăoanu, au făcut daruri de suflet celor de la Spitalul Oneștean. Fie că a fost vorba de daruri de suflet, fie cele pentru trup, fie de echipamente medicale pentru salvarea vieților de la noi născuți, până la cei mai vârstnici pacienți. Mulțumim din suflet Protopopiatului Onești, înalt preasfințitului Ioachim pentru darul primit. Și suntem recunoscători și o să le folosim cu mult drag și cu multă recunoștință. De altfel, chiar înalt preasfințitul părinte Ioachim a făcut substanțiale donații în bani pentru achiziționarea de echipamente medicale. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanii și Bacăului, Protoria Onești prin Asociația Patmos, continuând frumoasa tradiție de ani de zile în care preoții protoierei, împreună cu părintele nostru protoiereu, au donat Spitalului Onești aparatură. Iată că și anul acesta se donează Spitalului Onești 3 aparate aerosoli pentru secția pediatrie, 2 frigidere și 2 târgi pentru translație, pentru urgențe. Mulțumim arhiepiscopul nostru, mulțumim Spitalului nostru, iată, pentru și medicilor care se ocupă de pacienți, rugăm pe Dumnezeu să îi ocrotească, să îi păzească, să duiască putere medicilor, sănătate celor care vin aici la spital
și multă pace și bucurie. În cursul dimineții de vineri 19 ianuarie, pompierii militari au fost solicitați să intervină în orașul Comănești în urma unui apel primit pe numărul unic de urgență 112, care anunța producerea unui incendiu la o casă de locuit. De urgență, la locul indicat, s-a deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă, o auto specială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURT, intervenția fiind coordonată de locțiitorul detașamentului de pompieri Moinești. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul unei camere de locuit. Din nefericire, la locul solicitării a fost identificată o victimă de sex feminin, intoxicată cu monoxid de carbon, pentru care a fost declarat decesul. Din cercetările efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului este jarul căzut din sistemul de încălzire. De la începutul acestui an, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Ene al județului Bacău, s-au produs 71 de incendii. Din nefericire, în urma acestora, 4 persoane și-au pierdut viața. Printre cele mai frecvente cauze ale incendiilor produse în intervalul de referință se numără coșurile, burlanele de fum defecte sau necurățate. Sunt 25 astfel de cazuri. Pompierii informează cetățenii să manifeste prudență la exploatarea mijloacelor de încălzire. Verificarea, repararea și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. Totodată, aceștia atrag atenția asupra faptului că este interzisă folosirea sobelor și altor mijloace de încălzire defecte cu improvizații supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate. Siguranța fiecăruia dintre noi depinde de cunoștințele și acțiunile noastre. Țineți cont de sfaturi și adoptați un comportament preventiv. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor anului 2023, desfășurate în județul Bacău, menționând faptul că instituția pe care o conduce este un partener de încredere în concretizarea acestora. La mulți ani, vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi am să vă prezint proiectele implementate la nivelul Consiliului Județean, la nivelul județului, pe mai multe domenii, și o parte din și proiectele care urmează, care sunt în implementare la nivelul județului Bacău. N-am mai făcut o asemenea dare de seamă de ceva timp. Ca atare am să încep să vă prezint pe domenii proiectele care sunt în finalizate, care s-au finalizat la 31 decembrie 2023, sunt proiecte care au început din 2018, 2019, 2020, o parte dintre ele 2020, 2021. Și care s-au finalizat în, la 31 decembrie 2023. Pe de-o parte și coincide, evident, și cu finalizarea proiectelor pe fonduri europene, exercițiului financiar, care trecut la nivelul anului 2023. Ca urmare, am împărțit fiecare proiect, l-am împărțit pe domenii și avem așa, domenii de sănătate, domenii de infrastructură rutieră, domenii de domeniul aeroportuar, apoi transport public, digitalizare, infrastructură pentru cultură, infrastructură pentru învățământ și infrastructură pentru agrement. Sportivă și de agrement. Am să rog colegii mei să intre prin în primul domeniu, infrastructură de sănătate. Avem o totalizare la infrastructura de sănătate de 10 proiecte finalizate. Valoarea totală 100.225.366 lei. Bugetul propriu al Consiliului Județean este de 53 de milioane. Fonduri europene 44 de milioane, buget de stat 1.445.000 și contribuția UAT-urilor, că sunt o parte în asociere, o să le vedeți că de fapt pe fiecare parte 959-216. Primul proiect
lucrări de extindere și dotare, compartiment nou, radioterapie. Știți foarte bine cât de important a fost și pentru sănătatea Băcovanei, pentru sănătatea în general, la nivelul județului. Și nu numai, pentru că aici avem foarte mulți pacienți care se tratează. A fost necesară o a doua secție de radioterapie. A început în noiembrie 2020, au început lucrările în noiembrie 2020 și s-a finalizat în ianuarie 2022 din bugetul propriu, 23.846.000 și pentru acest obiectiv Consiliul Județean a făcut un împrumut care s-a și văzut utilitatea radioterapiei pentru faptul că s-au înjumătățit timpii de așteptare la radioterapie. Apoi avem lucrări de modernizare și extindere, un alt proiect important pentru județul Bacău și pentru Spitalul Județean. Lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primiri și realizare heliport. Un proiect început în perioada 2019, aprilie 2019 și finalizat în decembrie 2022, a avut evident în vedere creșterea capacității Spitalului Județean de Urgență, de intervenție promptă, pe de-o parte, dar pe de altă parte și realizarea unei unități de primiri urgențe moderne. Până acum, până la nivelul 2023, utilitatea acestui heliport se arată prin faptul că s-au realizat 105 transferuri pe cale aeriană. Un proiect realizat pe fonduri europene și cu contribuție, evident, și o contribuție a Consiliului Județean de 17.905.439 lei. Avem apoi dotarea infrastructurii ambulatorului de specialitate adulți și copii din cadrul SJU Bacău, tot un proiect pe fonduri europene, 98%, buget propriu 2%, s-a dotat partea de radiologie, urologie, neurochirurgie, gastroenterologie, cardiologie, medicină internă, reumatologie și neurologie și explorări funcționale. E o perioadă de implementare început în celălalt mandat în 2019 și terminat la nivelul decembrie 2021. Într-un efort comun de pregătire pentru situații de urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență DSU și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Nenea al județului Bacău au colaborat cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Primăria orașului Comănești. Pe stadionul orașului Comănești s-a desfășurat o simulare complexă, creând o tabără temporară de tranzit cu corturi, mijloace tehnice ISU și facilități medicale pentru refugiați. Această inițiativă a beneficiat de sprijinul activ al Poliției orașului Comănești, Detașamentului de jandarmi Măinești, Poliției locale Comănești și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei orașului Comănești. Reputatul eminescolog profesor universitar dr. Nicolae Georgescu a fost prezent la Onești la evenimentul organizat de către Biblioteca Municipală Radu Roseti dedicat Zilei Culturii Naționale. Trebuie să marcăm această zi importantă pentru toți românii și nu oricum, împreună cu Primăria Municipiului Onești, cu Asociația Nevăzătorilor Filiala Bacău, dar și cu Fundația Națională George Călinescu, am pus la cale această întâlnire, un simpozion și nu numai, un spectacol în care se va recita mult din versurile lui Mihai Eminescu împreună cu elevii Colegiului Dimitrie Cantemir și suntem la Cinema Capitol pentru că mai avem un oaspete de seamă, este vorba despre profesor universitar, conferențiar, dr. Nicolae Georgescu, care este și eminescolog și ne va vorbi despre ediția Princeps Poezii
ale lui Mihai Eminescu. De asemenea, mai avem multe surprize, un cor din partea membrilor Asociației Nevăzătorilor, care la fel vor cânta pe versurile lui Eminescu, iar surprizele continuă. Puțin știu, dar profesorul universitar Nicolae Georgescu a făcut studiile liceale la Onești. Primul rând trebuie să vă mulțumesc că mi-a oferit prilejul să revăr, să revin, să respir aerul, ca să zic așa, în orașul formării mele intelectuale. Nu numai 4 ani de zile am făcut în Onești, liceu, am mai făcut și încă 2 ani de zile școala elementară. Am nimerit o generație de profesori, tineri, entuziaști. Orașul era în construcție și începea cu oamenii săi. Și asta a dus la o emulație comună, elevi și profesori. Evident, dintre toți, trebuie să fac mențiunea domnului profesor Constantin T.H. Ciopanu. De fapt, el este, cum să vă spun eu, nu vreau să fiu rău, dar el este ca bucla de sub semnătura Mihai Eminescu. Adică îi conține pe toți. Nu e bucla asta. Semnătura e făcută nu e ca lui Eminescu, dar este foarte frumoasă. Aceste condiții, vă să zic, vreau să vă spun că din când în când am mai venit la Onești, odată invitat la ziua fundației, altă dată la o aniversare a domnului profesor Constantin Ciopanu. În București însă, da, noi suntem câțiva oneșteni care ne întâlnim, de unde ne vedem, ne respectăm, ne aducem aminte unii de alții. Și regret că nu mai sunt legăturile de altă dată. București-Onești, să pot să veu mai des. Regret că nu mai este un centru viu care să activeze, cum era Cenaclul George Călinescu. Avea săptămânal ședințe și erau acolo dezbateri, erau mai mult decât poezii sau proză, era mai multă critică, dezbateri de idei. Orașelor astea trebuie, mai ales în vremurile noastre, ca să zic așa, un asemenea centru care să poată să-și invite și afinii pe idei, nu neapărat ca rude. Am înțeles că se va redeschide această fundație, domnul profesor Constantin Doror Ciobanu vrea să o deschidem în iunie. Îi doresc viață activă și lungă și Oneștiul să redevină centrul acela care a fost în timpul de dinainte. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 20 ianuarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valoarea de 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 5 grade Celsius. Duminică 21 ianuarie, vremea continuă să se mențină rece. Cerul va fi senin, maxima zilei nu trece de valoarea de 3, la locuri 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 8 grade Celsius. Luni 22 ianuarie, vremea se menține rece. Cerul va fi senin, maxima zilei nu trece de 3-4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 8 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.